Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră cu PUBG. Ei bine, haideți să vedem pe hartă unde suntem. Aparent suntem pe aici și eu aș vrea să mă duc undeva mai în sud-vest. Deci, vom aștepta, vom sta liniștiți și ne vom parașuta când este cazul. Dar, între timp, nu știu, să vedem unde se parașutează restul oamenilor. Hai că e bine, ei se parașutează deja, deci noi vom lenevi puțin. Imediat urmează și vremea noastră chiar acum. Nu știu, mă gândesc că deja să mă parașutez. Poate ar fi cazul. Și băgăm și noi așa cu viteză și strigăm: Schirata de falora de money! Ceva de genul vom face. Nici măcar nu știu ce înseamnă. Cred că înseamnă you laugh, you lose și money. Habar n-am ce înseamnă. Probabil înseamnă bani. Și probabil e în engleză. Dacă ar fi în suedeză, n-am nici cea mai vagă idee. Bun. Hai că sper eu să găsim ceva interesant aici. Doamne ajută, urați-mi noroc pentru că garantat o să am nevoie de noroc. Bun. Intrăm repede în casă. Din păcate, n-am găsit cine știe ce. Chiar n-am găsit cine știe ce. Dar trebuie să ne străduim. Poate găsim aici ceva. Bă, nimic interesant. Continuăm. Următoarea casă. Aici intrăm pe ușă. Și cred că o să ieșim pe geam. Nu! Ia uitați ce am găsit. Oh, fucking nice. Dar, nu știu, am prea puține glanțe. De fapt, cred că e mai bun decât ce am eu. Nici măcar n-am idee să vă spun, oricum nu contează. Cu glanțele astea nu fac absolut nimic. Deci haideți să avansăm și să mergem undeva în direcția asta, unde sper eu, Doamne ajută, să găsim mai multe arme. Și cine știe, poate mai multe glanțe. De ce nu? Că dacă am arme fără glanțe, sunt în aceeași situație în care sunt acum. Deci nu mă avantajează cu absolut nimic toată treaba asta. Sau poate găsesc o armă și pot să folosesc... am zis armă? Oh, vai, Doamne, ce este cu mine? Vreau să vă zic că poate găsesc o mașină și folosesc mașina pe post de armă. Deci, da, avea sens treaba cu poate găsesc o armă pe patru roți. Nu? Avea sens. Bun. Hai să verificăm pe aici. Sper să nu fie cineva care pândește. Că dacă mă pândește, să-mi fie țărna ușoară. Deci, aici, un quick draw mag sau ce dracu' e ăla? Și am găsit niște sneakers, gen Adidas. Acum, na, fiecare le spune cum vrea. Eu le zic Adidas de obicei, nu sneakers, dar hey, fuck it. Dacă lumea zice că e la modă să le zici sneakers, o să le zic și eu așa la un moment dat. Nu pot să mor pe acolo, e prea sus. Și hai să vedem. Ok. Nice, o cașchetă. Ah, și alte glanțe. Super tare. Băi, eu zic o ducem bine, nu? Zic o ducem foarte bine acum. Bun, să încarc toate armele, să fie încărcate. Și să vedem, pot să atașez chestii? Pot și nu pot. Contează mai puțin. Important e că avem acum suficiente arme cât să nu ne facem neapărat griji. Și care e arma pe care vreau să o folosesc în principal? Oh, 4X scope. Asta e tare. Chiar este tare șmecheria asta. Am încurc în arme, băi, nene, sunt mult prea multe. Dar lasă că sunt bune. Zic că sunt foarte bune, nu doar bune. Și suntem cam la marginea zonei.
Nu știu dacă s-au mai parașutat și alți oameni în zona asta. Că nu am fost foarte atent, deși poate trebuia să fiu atent. Ei bine, bravo, ginuțule, avea o singură treabă de făcut și pe aia nu ai făcut-o. Da, nu este panică. Mergem așa de nebuni. Și poate vedem pe cineva. Care cu puțin noroc nu o să ne vadă pe noi. Hei, și uitați avionul acolo. Toată lumea se uită după avion acum, bănesc. Ia să vedem. Lasă care package-ul sau l-o fi lăsat deja și n-am văzut eu. Întrebare foarte bună. Oricum nu-l văd acolo și n-am cum să ajung la el. Orice ar fi, nu am cum să ajung la el. Dar în schimb, poate găsim ceva jucători în zona asta? Ar fi interesant, dar pe munte pe acolo o să mă piciorul dacă văd pe cineva. Adică nu e că n-aș vedea, deși înțeleg ce e pe munte acolo, dar nu înțeleg nimic. Prea multe texturi și ăștia s-ar camufla mult prea bine. Ia să mă uit eu. Nimic aici. Și cred că o să fac următoarea șmecherie. Mă pun aici lângă copac. Și mă uit acolo. Speranța că o să văd pe cineva. Deși nu prea văd. Și nu aud pe nimeni. Asta e foarte straniu pe aici. Și se restrânge zona. Hai să vedem mai încolo. Să vede ceva activitate. Absolut deloc vere. Deci absolut deloc. În schimb, parcă văzusem o mașinuță pe undeva pe aici. Bun. Nu suntem noi atât de bine, dar cred că e relativ ok poziționarea noastră. Mai mult sau mai puțin. În spatele nostru nu pare să fie nimeni. Acum hai să vedem cum intrăm în clădirile astea. Fără să fim uciși. Mi-au shotgun-ul. Bun. Ok, cineva a fost pe aici. Și cineva a murit aici. Aha. Bine de știut. Ce pot să zic? Pentru moment stau liniștit. Și sunt puțin împăcat așa cu soarta mea. Dar mai încolo, habar nu am ce o să fac. Ia să mă uit pe aici. Teoretic aș putea să trag cu arma de aici. Nu foarte bine, ce-i drept. Dar așa aș putea să trag. De aici? La fel. Aceeași poveste. În orice caz... merge poziționarea asta. O să văd eu pe cineva care vine pe aici. Se restrânge zona, ceea ce e înfricoșător. Mă tem de fiecare dată. Dar acum ce pot să fac?
N-am decât să aștept. Și să verific așa toată zona asta. Și dacă e ceva, ratatatata, am shotgun. No, ok. Băi, nu știu să vă spun, dar tare mie că totuși o să mă surprindă cineva. Că așa am planul super bine făcut, dar când intră la peste mine mă panichez. Și se termină distracția. De aici vin jucători? Băi, nu prea. Hai că rămân aici. Rămân în baie, baricadat. Întrebarea e dacă alții o să vină pe aici. Hai că acum se restrânge zona și știm exact unde trebuie să ne ducem mai încolo. Deși tot bănuiesc că e cineva în casele astea. Dar na, acum cine știe, habar nu am, nu stau să mă mai stresez atât de tare. Stau aici cu shotgun-ul și să vedem. Se restrânge acușca zona și ne va fi marcată următoarea zonă. A, ia uitați, e perfect. Sper să nu fie în casa aia de alături de mine. Aia ar fi nașpa. Acum unde n-ai vin, mă ascund eu. O întrebare foarte bună, sunt în mijlocul câmpului. Mă împușcă ăștia din toate părțile. Am văzut pe cineva acolo. Deci jur că am văzut pe cineva acolo. Garantat trebuie să fie un player. Ia uitați-l. Vedeți? Urcă pe deal. El nu prea m-a văzut pe mine, dar eu l-am văzut pe el. Bun. Nu știu, trebuie să-l aștept să se expună sau să facă ceva. Ia uitați-l. E acolo undeva la copacul ăla, de acolo, fix în fața mea. A, nu? S-a mișcat al naibii. Te drec. Vii tu repede. Hopa. Așa, bun.
Bun, l-am prins pe un unde. Acum trebuie să mă prind unde sunt ceilalți. Bună întrebare. Hai să mă ascund pe aici. Sunt destul de bine poziționat. Sau așa cred. Am o părere foarte bună despre poziționarea asta mea. Până când îmi iau un glonț în cap, atunci o să mă răzgândesc. Probabil se ascunde pe acolo. Știți ce? Lăsați-l în pace, că nu știe nimic. Hopa. Hopa. Nea, poate nu e idee bună. Bun, bun. Ok, shotgun-ul ăsta nu știu dacă e atât de util. Ne iau o mitralieră. Pun cam tot ce pot să pun pe ea. Face mask de ăsta. Și să-i pun și un red dot. Bun, și iau red dot-ul și pun acolo. Bun, perfect. Alt red dot. Putem să punem și aici. Nu știu ce să vă spun. Dar cred că poate ar fi cazul să-mi văd dracu de treaba mea. Bun. Nu-mi place locul ăsta, nici să mă împuști. Dar trebuie să mă mișc. N-am de ales. Și nu știu unde dracu să mă duc. Oh, shit, sunt departe ca toți dracii de zona sigură. Cred că schimb în single fire, pentru că îmi inspiră mai multă încredere și mai multă precizie să trag așa foc cu foc. Dacă trag automat, toate gloanțele se duc pe lângă. Hai că n-ar fi prima dată. Bun, 2 kill-uri până acum. Vedeți? Exact ce vă ziceam. Trebuie să gândim puțin. Sau în fine, să avem noroc. Că dacă mă grăbeam, eram eu în locul lui. Și el mă împușca pe mine din spate. De dracu a murit prost. Sincer, nici nu contează, nu mă opresc la cadavrul lui, că nu am ce să iau. Pur și simplu, ne vedem de treaba noastră. Și ce-o fi, o fi. Pe aici vehicule nu sunt ascunse, deci... Hai, îi dăm cu Doamne ajută. Ce pot să zic altceva? Trecem din nou în single fire. Și avansăm. Cum pare că e cineva în spatele meu, deci trebuie să fim foarte atenți. La capitolul ăsta chiar trebuie să fim, cred că, mai atenți în spate decât să fim în față.
Da, eu o să fug. E momentul să fugim ca toți dracii pe aici. Sunt pușcă. Probabil de la campul ăla de acolo. Și se restrânge și zona. Oh, shit, nu-i bine. Băi, eu fac ce am învățat și anume să fug. Uitați o mașinuță. Iau mașinuța și fug. Sper să aibă roți. Are, doamne, știu. Hai, ginuțule. Știu că poți. Nu mă interesează nimic altceva în acest moment, în afară să supraviețuiesc. Și să ajung naibii în zona sigură. Dacă mor în zona sigură, mă doare la bașcheți. Opa. Aha. Am văzut, bă, frate. Tu te-ai în gură. Lepra, drag. Asta e, mă, acolo, lepra, drag. N-am văzut. Hopa. Use painkillers. Oh, fuck, m-am luat în altă parte, cred. Shit. Păi, hai că am făcut treaba bună, locul 14 decent, măcar am ajuns în safe zone, am făcut câteva kill-uri, m-am bătut cu fraierul ăsta și de aici habar nu am cine m-a omorât. Dar acestea fiind spuse, dragi prieteni, noi să ne oprim aici cu acest episod, sper că v-a plăcut, sper că vi s-a părut interesant și ne vom revedea cât de curând cu un nou episod din seria noastră cu PUBG. O zic mai bună vă doresc, la revedere!